Bună dimineața tuturor! Bine ne revedem la o nouă conferință de presă prin care vreau să vă aduc la cunoștință principale lucrări care sunt în derulare și o serie de lucrări care urmează a fi demarate, precum și principalele activități ale săptămânii trecute, dar și ale săptămânii viitoare. În ceea ce privește proiectul cu finanțare europeană de reabilitare termică a blocului 33 de pe strada Anton Pan, se lucrează în continuare. Am finalizat partea de canalizare, de reabilitare termică înspre gardul stadionului. Momentan se lucrează la partea de terasă, urmând ca în perioada imediat următoare să trecem la lucrările de reabilitare termică a celorlalte fațade. Practic, suntem în grafic cu lucrările la acest proiect. De asemenea, tot proiect finanțare europeană, Parcul Jora, unde se profilează trotuarele și urmează ca în perioada imediat următoare să începem și la montarea acestor trotuare și amenajarea pistelor de bicicletă. Lucrăm din bugetul local și suntem aproape de finalizarea lucrărilor de la scările din parcarea Roman Vodă în zona spațiilor comerciale, acolo unde am reușit finalizarea și reabilitarea întregului ansamblu. De asemenea, se lucrează la modernizarea străzilor mărului Ogniței și din această săptămână se va interveni și pe strada Pescarilor și a bretelei de legătură între strada Pescarilor și strada Ogniței, urmând ca după îndepărtarea stratului suplimentar să se compacteze și ulterior să se aducă piatra spartă, după care vom trece la turnarea binderului și ulterior a stratului de uzură. Se lucrează de asemenea la rețele de preluare a apelor pluviale din parcările de pe strada Stejarului blocul 2 și strada Sucedava blocul 30. De asemenea, în perioada imediat următoare se va trece și la turnarea stratului de asfalt, astfel încât întreaga zonă să fie redată cetățenilor pentru a putea parca în condiții decente. Am reabilitat peste 100 de și am creat peste 100 de noi locuri de parcare în această zonă. Ulterior vom trece la licitarea acestor locuri de parcare și atribuirea către proprietari. Am finalizat și daliul pentru amenajarea peisagistică din zona Bulevardului Republicii. Deja colegii mei de la achiziții publice lucrează la încărcarea documentației în SICAP, astfel încât într-o perioadă cât mai scurtă și acest proiect să fie supus procedurii de achiziție publică și ulterior să demarăm lucrările. Săptămâna trecută am finalizat lucrările de reparație covor asfaltic pe mai multe străzi de pe raza municipiului Roman: Olteniei, Maramureș, Toma Stelian, Spiru Haret, Gheorghe Doja. Era un capăt pe care nu l-am realizat anul trecut, întrucât s-a executat o lucrare de branșament de apă și nu am dorit să avem probleme cu infrastructura în zonă. De aceea am amânat această intervenție pentru această primăvară. De asemenea, am intrat pe strada Albinelor, strada Plevnei, strada Cerbului, Panait Moșoiu și Dimitrie Cantemir, urmând ca după perioada sărbătorilor pascale să intervenim pe strada Cucutei, între strada Progresului și strada Bogdan Dragoș, străzile Cea Roseti și Calistrat Hogaș și ulterior strada Anton Pan și strada Rodnei. De asemenea, am montat și mai multe limitatoare de viteză pe raza municipiului Roman,
pe Bulevardul Republicii, pe strada Tineretului, pe strada Vasile Lupu. Și dacă tot vorbim de Comisia de Circulație, așa cum știți, s-a anulat trecerea de pietoni de la strada Oituz, cea care mergea spre complexul comercial, urmând ca din această săptămână să anulăm efectiv cu vopsea această trecere de pietoni, eliminăm și indicatoarele și trecerea se va putea face doar prin cele două treceri de pietoni, fie cea de la semafor, fie cea de la fostul complex UPC. Și de asemenea vom marca tot cu vopsea neagră și trecerea de pietoni de la OMV, cea care a fost anulată încă de anul trecut. O altă activitate pe care o vom mai realiza încă din această săptămână va fi amplasarea unor noi camere de luat vedere în zonele în care sunt cetățeni sau firme care depozitează deșeuri în locuri nepermise. Deja avem mai multe situații în care au fost identificate mai multe persoane fizice și juridice care au depozitat deșeuri în zone interzise. Au fost amendate conform legii speciale, legii de protecție a mediului, cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, astfel încât să descurajăm pe viitor depozitarea deșeurilor în zonele nepermise, dar în același timp vom continua monitorizarea atât cu echipele la poliția locală, cât și cu camere de luat vedere. Sunt camere de luat vedere care monitorizează aceste zone critice și în perioada imediat următoare vom extinde acest program, pentru că dacă ne dorim cu toții un municipiu și un oraș cât mai curat, atunci trebuie să ne implicăm cu toții și fac un apel inclusiv la cetățeni, că atunci când observă persoane care aruncă deșeuri în zone nepermise, să ne semnaleze acest lucru. În ceea ce privește activitatea de la Piața Centrală, vreau să vă anunț că pe data de 28 și 29 aprilie aceasta va fi închisă, prima și a doua zi de Paște, urmând ca în data de 30 aprilie și 1 mai să lucrăm cu program de duminică până la ora 14. De asemenea, un alt proiect tehnic care este gata și care urmează a fi publicat în SICAP, în sistemul de informatic pentru achiziții publice, se referă la reabilitarea cu trotuare a mai multor străzi de pe raza municipiului Roman, și anume Bulevardul Roman Mușat între Bulevardul Republicii și strada Mihai Viteazu, strada Aviatorilor, strada 22 Decembrie, strada Roman Vodă, strada Dr. Koch, Eroilor, Parcului Martir Horia, Primăverii, Bogdan Dragoș, Miron Costin, Sucedava, pe tronsonul cuprins între strada Oituz și Bulevardul Nicolae Bălcescu, Păltiniș, Petru Rareș, între străzile Ștefan cel Mare și Miron Costin și strada Castanilor. Suprafața propusă spre modernizare este de 42.300 de metri pătrați, iar pe străzile Bogdan Dragoș, Miron Costin, Sucedava, Păltiniș, Petru Rareș și Castanilor se vor înlocui inclusiv bordurile care delimitează carosabilul de trotuare. Trotuarele vor fi cu pavele pe actualul contur, iar acolo unde sunt prea înguste se propune și lărgirea acestor trotuare, iar spațiile verzi vor fi delimitate cu borduri. Și de asemenea ne-am propus pentru acest an și reabilitarea cu covor asfaltic a trotuarelor de pe strada Smirodava, iar pe segmentul cuprins între strada Vasile Conta și strada Ecaterina Teodoroiu ne propunem și extinderea străzii Smirodava pentru a crea locuri de parcare, știut fiind faptul că în acea zonă se parchează în momentul de față și traficul este destul de îngreunat. De asemenea,
s-a finalizat termenul de depunere a ofertelor pentru rețeaua de extindere a rețelei de gaze naturale. În acest moment a intrat în evaluare, au intrat în evaluare cele trei loturi. Gândim o extindere a rețelelor de gaze naturale pe străzile Dr. Gellerter, strada Bucovinei, strada Nicolae Bălcescu, fundătura Nicolae Bălcescu, strada Ciocârliei, strada Tinosului, strada Zimbrului, Islazului, Păcii, Cocorului, Thomas Telian, Primăverii, Tudor Vladimirescu, Salciei, Sărata, Zebrei, Ieremia Grigorescu, Prundului, Zambilelor, Cornului, Perișorului, strada Nouă, fundătura Ogniței Lupeni, Cărămidăriei, fundătura Cânepei și Alba Iulia. Practic, din momentul în care vom finaliza această procedură și vom semna contractul de atribuire, vom și demara aceste lucrări, pentru că ulterior, așa cum știți, în special în cartierul Nicolae Bălcescu, avem propus un alt proiect pentru asfaltare și realizarea rețelelor de preluare a apelor pluviale și dorim să mergem în paralel cu aceste proiecte, astfel încât spre sfârșitul anului, maxim începutul anului viitor, pe toate aceste străzi să putem avea așternut și covorul asfaltic, bineînțeles depinzând și de condițiile meteo. Un alt obiectiv care va deveni funcțional începând cu data de 6 mai se referă la barierele de la judecătorie și din pietonal. Astfel, persoanele interesate care doresc să parcheze în zona judecătoriei trebuie să știe că începând cu data de 6 mai vor trebui să achite un tarif de 1 leu per oră, la fel ca în celelalte parcări publice cu plată. De asemenea, în special cei care au activități în zona judecătoriei, cei care au aceste activități pot să-și achiziționeze un abonament lunar de 40 de lei sau un abonament anual de 450 de lei, în baza căruia pot parca în parcarea de la judecătorie. Abonamentele se eliberează deja începând cu data de 18 aprilie de la etajul 2, camera 64 din cadrul primăriei municipiului Roman. În ceea ce vedește pietonalul Ștefan cel Mare, aici știți că o bună parte din pietonal a fost reabilitat cu fonduri europene. Una din condițiile de bază era limitarea accesului auto pe cât posibil, una din condiții fiind instituirea unor tarife descurajatoare pentru intrarea în pietonal, astfel încât s-a propus un tarif de 5 lei pe oră pentru cei care doresc să intre în pietonal și un abonament lunar de 200 de lei pe lună. De asemenea, tot de la etajul 2, camera 64, se pot obține și aceste abonamente. Pentru aceste parcări care sunt cu barieră, posibilitatea de plată este doar la parcomatele care sunt instalate. Nu există posibilitatea plății prin aplicația T-Park sau prin SMS. Un alt element important îl constituie faptul că cei care doresc să intre în pietonal pentru un timp limitat, 15 minute, doar pentru a încărca ceva, accesul este gratuit, deci practic primele 15 minute în pietonal sunt gratuite, la fel cum și la judecătorie, primele 5 minute sunt gratuite. Dacă e cineva care doar are de lăsat pe cineva sau are foarte puțină treabă, poate intra fără să plătească absolut nimic. Iar pentru cei care achiziționează bilet de la barieră, din momentul în care achită prețul biletului, au la dispoziție un termen de 10 minute pentru a părăsi acea parcare. De asemenea, un alt element important și am dorit foarte mult să prindem această perioadă a sărbătorilor, l-a reprezentat deschiderea parcului municipal începând de sâmbătă, 20 aprilie. Cred eu, fără falsă modestie, putem să ne lăudăm că avem unul dintre cele mai frumoase
parcuri din România. Deja încă de sâmbătă am avut utilizatori atât la bărci cât și la hidrobiciclete, mai ales hidrobicicletele, ele sunt cele mai căutate. Am avut încasări de 420 de lei sâmbătă și 1320 de lei duminică. Practic, aceste dispozitive, hidrobicicletele și bărcile, pot fi închiriate contra sumei de 10 lei pentru 30 de minute. De asemenea, de vineri am deschis și zona de picnic din cadrul Complexului de Agrement și Sportiv Moldova. În acest weekend au fost închiriate 14 foișoare, încasându-se suma de 754 de lei. Un alt proiect în premieră pentru municipiul Roman îl reprezintă bugetarea participativă. Încă de săptămâna trecută și până pe data de 15 mai are loc sesiunea de depunere de proiecte pentru bugetarea participativă pe site-ul instituției la adresa www.primariaroman.ro. Pe prima pagină am realizat o secțiune dedicată special acestui proiect pilot, prin care primăria municipiului Roman pune la dispoziția cetățenilor o sumă de 100.000 de lei pentru cei care doresc să depună proiecte în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață de pe raza municipiului Roman. În perioada 16 mai 31 mai, Comisia de Analiză de Evaluare va analiza aceste proiecte. În cazul în care este necesar, va solicita clarificări celor care au depus aceste proiecte, urmând ca ulterior, în perioada 3 iunie 14 iunie, aceste proiecte să fie supuse votului cetățenilor municipiului Roman. Practic, proiectele care vor fi declarate eligibile vor fi supuse acestui vot din partea cetățenilor, iar pe data de 18 iunie va fi afișat proiectul sau proiectele câștigătoare, astfel încât și acest gen de implicare a cetățenilor prin bugetare participativă să se realizeze în mod concret la nivelul municipiului Roman. În cele ce urmează, vreau să vă invit și la două evenimente ale acestei săptămâni organizate la nivelul municipiului Roman. Este vorba, pe de o parte, de Ziua Veteranilor, care se va desfășura mâine, 23 aprilie, începând cu ora 10 la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, iar de la ora 13, Ziua Internațională a Cărții și Ziua Bibliotecarului din România, la Biblioteca George Radu Melidon, ocazie cu care vom dezveli placheta care marchează piața cu același nume și, de asemenea, vom premia și donatorii de carte, cei care au îmbunătățit fondul de carte al Bibliotecii Municipale din Roman. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau pe mai departe la dispoziție pentru întrebări. Aș vrea să revenim un pic la Comisia de Circulație și nu știu cum să zic, mie chestiile astea cu se desfințează o trecere de pietoni, se schimbă un semafor, adică nu știu, mi se pare că dacă s-ar ocupa primarul de ele, așa o fel de micromanagement care nu ar trebui să Dar eu cred că dumneavoastră faceți o confuzie. Din Comisia de Circulație, primarul nu face parte. Da, păi știu, pe tot păi nu se ocupă asta, primarul de ele. Era un preambul doar la ceea ce... Da, noi doar vă aducem la cunoștință modificările care au loc. Erau una din cerințele dumneavoastră ale presei. Dar noi, cum nu putem vorbi cu Comisia, vorbim cu dumneavoastră. Că asta este. Să vedeți aici în primul rând. Da? Peste tot în țările europene se încearcă o fluidizare a traficului în sensul în care mașina să nu mai stea. Pentru că dacă stă, consumă benzină pe loc. Asta înseamnă poluare. Și atunci se adoptă tot felul de metode printre care multe sensuri giratorii și alte chestii de genul ăsta. Deci, măsura care s-a luat la gara, aceea de a interzice, cum vin spre pompieri, de a interzice să facă stânga pentru a intra în gara, este excelentă și cred că împiedică să se întâmple un accident ceva acolo.
dar măsura de a scoate verdele intermitent la dreapta spre mol e de neînțeles, dacă mă întrebați. Vă spun eu care e rațiunea și eu am întrebat același lucru. Rațiunea e în felul următor, pentru că în acest moment, în loc să fie o singură coloană lungă pe banda a doua, s-a preferat și pe banda întâi să se dea posibilitatea mașinilor să parcheze practic pe două benzi, să nu se creeze o singură coloană lungă. Deci asta este rațional. Asta este rațional. Și de asta mașinile care ar putea să facă dreapta... Eu vă mai spun un lucru, dacă tot discutăm pe... Eu vă mai spun un lucru. Și chiar dacă discutăm de codul rutier, faptul că avem un semafor intermitent dreapta, nu înseamnă că eu dacă parchez acolo trebuie să... Dacă fac obligator la dreapta. Nu, dacă opresc. Da. Deci, din câte banda nu e delimitată strict dreapta. Exact. Dacă se delimitează strict dreapta, nu mai ai cum decât să faci dreapta. Nu, rațiunea tocmai asta a fost să se creeze un culoar de așteptare pe două benzi, astfel încât traficul să fie fluent spre Iași. Păi nu pare mai fluent. Ba, este, dar... Nu, stați un pic. Dumneavoastră nu trebuie să vă raportați la perioadele aglomerate, că dacă ne uităm la trafic în perioada sărbătorilor pascale sau a celor de Crăciun, e clar că sunt niște valori de trafic mult ridicate. Haideți să discutăm acest aspect undeva după începutul lunii mai încolo și o să vedeți, pentru că eu am urmărit, din momentul în care am modificat timpii de la... și de la gară, dar și de la poliția locală, traficul a fost destul de fluid. Sigur că acum, odată cu creșterea volumului trafic, aprovizionarea marilor magazine, e evident că există volume de trafic foarte, foarte ridicat în această perioadă și nu ne putem edifica acum. Când discutăm de trafic normal, veți vedea că circulația se desfășoară în condiții destul de bune. Atât în sensul și dinspre Iași, dar și dincoace dinspre ocolitoare. Iar unda verde... Dinspre pompieri vorbesc. Da, am înțeles. Dar unda verde este creată cu cei care vin de pe ocolitoare, tocmai pentru a permite tirurilor să circule în continuu. Da, modificările astea cu ceva zile înainte de a se întâmpla. Păi tocmai v-am spus. Acum ce urme? Am stat la scene trafic când persoane clacșonau disperate știind că e verde. Vreți să vă mai spun un lucru? Putem să-l mediatizăm cât vreți dumneavoastră înainte. Tot sunt persoane care nu vor ști și care nu. Da? Inclusiv sensul unic. E destul de mediatizat de pe Ionescu de la Brad. L-a mediatizat și dumneavoastră și noi. Și în continuare, lumea merge pe acolo. Adică, oricât. Da, sigur, e evident, e corect punctul dumneavoastră de vedere și am promis și noi că vom mediatiza mai din timp toate aceste modificări. Care atât că s-au luat aceste decizii, dar și momentul din care vor fi puse în practică. Nu. Că noi, care avem nevoie de imagini, da. Pentru știri, dacă n-am știut, n-am venit. Păi nu s-a făcut absolut nimic, a fost doar o postare publică că s-a deschis parcul. Am preferat să nu vă mai deranjez. Da. 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 Care sunt n-am vrut să interpreteze. Care sunt așteptările dumneavoastră de la Consiliul Județean, în general, pentru a ajuta bugetul Romanului, care este, așa cum știm, ușor de minus, și în special, în particular pentru Spitalul Județean, că ați văzut acum că guvernul a alocat 21,58 milioane lei pentru proiectarea noului sediu al Spitalului Județean și probabil că aici trebuie să aibă o cotă de participare semnificativă și Consiliul Județean. Și atunci, Romanul iar este trecut la și altele? Da, eu nu pot să mă pronunț pe acest subiect, nu cunosc datele problemei de la Spitalul Județean. Tot ce pot să vă spun este că noi am făcut mai multe solicitări către Consiliul Județean. Urmează să avem și discuții punctuale pentru a le prioritiza și trebuie să găsim acele obiective de interes general care să fie finanțate prin sume de la Consiliul Județean. Este o prioritate pentru dumneavoastră anul acesta și satul Olimpiei, pentru că știți atunci când a apărut discuția aceea despre satul Olimpic, domnul
Arsenie a spus că nu are cunoștință și că se va implica. Aveți... Doamna Flora, pentru, pentru strada fabricii există un proiect depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională. Un proiect care prevede construirea unui bloc nou, reabilitarea celor patru și mai multe modificări ale infrastructurii care conduc la creșterea condițiilor de viață din, din acea zonă. În momentul de față, pentru niciunul din cele patru proiecte pe care le-a depus municipiul Roman pe axa 13, nu am primit niciun feedback. Nici în sensul că ar fi în evaluare, nici în sensul că ar fi într-o listă de rezervă. Practic, răspunsul dumneavoastră, răspunsul la întrebarea dumneavoastră se regăsește în momentul de față la ADR și la cei care fac evaluări la proiect. Deci, atâta timp cât avem depus un proiect cu finanțare europeană care prevede reabilitarea întregei zone, este inutil, din punctul meu de vedere, să vorbim de alocarea unor resurse, fie de la bugetul local, fie de la bugetul județean, fie de la bugetul guvernului. Referitor la această zonă, pe care o știm ca una cu un potențial de infracționalitate ridicat, din când în când municipalitatea are obiceiul să facă o acțiune comună cu Poliția Națională pentru a vedea cam câte suflete mai locuiesc acolo. Informațiile neoficiale spun că ar fi undeva între 1500 de persoane acolo și că foarte multe dintre acestea ar fi ar locui ilegal acolo. V-ați mai propus o asemenea acțiune cu Poliția? Astfel de, de acțiuni au loc de cele mai multe ori la solicitarea organelor abilitate. E drept că primăria asigură întotdeauna asistență, atât prin colegii mei de la Direcția de Asistență Socială, cât și prin echipajele ale poliției locale, dar astfel de acțiuni de prevenire se realizează de către alte organe ale statului. Așadar... Dar mai există un post al poliției comunitare acolo, că există altă dată? N-a existat niciodată un post al poliției. Da. Nu. Ați vorbit de montarea unor camere de luat vedere în anumite zone critice ale orașului, fără a spune care. Puteți să punctați, să ne spuneți, sunt ați câteva exemple, care sunt acele zone critice, unde vizați? Noi o să vă aducem la cunoștință aceste locații. Unele dintre ele le amplasăm în zonele cu potențial de risc infracțional și de asemenea ne consultăm cu cei de la Poliția Națională. Altele le montăm în zonele pe care le considerăm noi importante și știți că anul trecut am demarat un proces de amplasare a unor camere de luat vedere în cimitir. În acest an vom continua această acțiune și vom mai monta încă 10 camere de luat vedere în cimitir. De asemenea, vom monta camere de luat vedere în zonele în care se aruncă deșeuri, în zone care nu sunt special amenajate în acest sens și avem în vedere strada Islazului, zona Podul de Fier, faleza Moldovei, zona gropii de gunoi și, bineînțeles, și în alte zone pe care le considerăm importante în oraș. Mă întrebare așa ușor, mai tâmpitită. Programul valabil și pentru piața mică, da? Programul care? Programul... De la piață. Da, 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 da. Da. Deci tot ceea ce înseamnă activitatea Direcției de Administrare a Piețelor. Da, e corect. Foarte bine ați făcut. Bun. Eu sunt atracantit unul din criticii în ceea ce privește curățenia. În ultima vreme mă pot declara mulțumită de ceea ce văd în oraș, mai puțin zonele în care trebuie să se intervină pentru a determina proprietarea celor locuri să fie mai cu bun simț. Mă refer aici la igienizarea curții Clubului Copiilor, care e dezastru acolo în continuare și știți cum. Și dacă tot am pus întrebarea asta, spuneți-mi, cui aparține sala aceea? Că știți, acolo e un litigiu. Clădirea propriu-zisă monument aparține arhiepiscopiei, iar sala aia aparține cuiva? Clubului Copiilor. Ministerului Tineretului.
deci ministerul. Așa, și dumneavoastră nu-i puteți soma și pe unii și pe alții, așa cum trebuie somat și CFR-ul, că vreau să spun că e dezastru, nu s-a făcut nimic la CFR acolo și nici în parcul ăla. Eu acolo mie mi s-a spus că la CFR ar fi început o toaletare, voi verifica, voi verifica. Cred că chiar acum 3 săptămâni am făcut ultima adresă către CFR. Da, știți că trebuie să fiți insistent acolo. Dacă ați insistat atât pentru care a ferat, aici trebuie tot 2 ani să mai insistați ca să-și facă o să insistăm și pentru zonele astea. Așa și, așa, din punct de vedere, am nămurit. Cam asta au fost întrebările. Da. Ok. Legat de bariere. Da. Spuneați că să monteze și aici la Da. Asta când se finalizează? Nu. Asta așteptăm pur și simplu livrarea echipamentului. Uh-huh. Deci pe măsură ce vin echipamentele, se montează și le vom da drumul și la asta. A doua, legat de deschiderea ștandului. Ăsta parcului, că se deschide ștandul. Ștandul sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Vedem un pic și prognoza meteo, că dacă e fric și urât. Da. Și a treia legat de aniversarea veteranului, știți cumva cam câți veterani mai avem noi în oraș? Undeva în jur la 50, da. Da. Da, sunt. Atât, da. Se poate pune covor asfaltic la ambulanță în Roman? În zona... Noi am reabilitat cu plombe strada Speranței, pentru că așa se numește acea stradă de acces către ambulanță. În momentul de față nu am luat în calcul și turnarea de covor asfaltic. Putem să ne gândim pentru anul viitor. Mai departe, vreau să vă întreb, apropo de amenziile care s-au dat legate de aruncare sau de depozitare deșeurilor, în ce quantum sunt amenziile? Mai multe persoane fizice, mai multe persoane juridice? Sunt și. Noi am depistat și persoane juridice. În cazul persoanelor juridice, amenda este mai mare, 100.000 de lei, 10.000 de lei. Legat de bugetarea participativă, e o chestiune pe care nu reușesc să o înțeleg eu. Practic, pentru un proiect vor fi două comisii, una oficială, una neoficială, cea cetățenească. Nu. E o comisie de evaluare a acestor proiecte, care trebuie să se încadreze în regulamentul pe care noi l-am propus. Da? Și în cazul în care, după aceea primește votul cetățenilor, practic putem discuta de 20 de proiecte, 30 de proiecte, nu știm câte se vor depune, comisia le evaluează pe fiecare să se încadreze în regulamentul propus, după care le punem pentru votul cetățenilor. Proiectele care, deci maxim 100.000 de lei, poate să fie... Care comisie? Votul e a cetățenilor. Deci comisia nu are decât rolul de a verifica aceste proiecte că sunt în conformitate cu regulamentul. Atât. Și trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000 de lei. Restul, votul final, este al cetățenilor. Bun, și atunci vine mulțumesc pentru urmărire, vine întrebarea propriu-zisă. Vine un proiect care este bun, este viabil și duce la îmbunătățirea vieții cetățenilor, însă nu este și acest proiect nu este și înțeles de cetățeni care, hai să recunoaștem, Roma nu e reprezentat de cetățeni în vârstă, în mare parte. Bun, stați așa un pic, dacă... Pierdem niște proiecte bune pentru că... Da. Eu vă mai spun un lucru. Există posibilitatea ca o serie de proiecte să nu întrunească votul majorității, să nu se încadreze în acel plafon de 100.000 de lei, dar care ni se pot părea interesante și bune nouă la administrația publică locală și putem să le preluăm noi. Deci, ok. Bineînțeles. Proiectele care sunt bune și eu întotdeauna știți foarte bine că am fost deschis la propunerile cetățenilor, la proiectele care au venit din partea lor. Dacă sunt proiecte bune, le preluăm. Da, știți cum e? Aici să vadă și fiecare cetățean cât e de greu să explice anumite proiecte pe care ți le propui pentru comunitate, da? Așa e ușor de criticat. Criticăm primarul, parlamentarul, deputatul, pe cine vreți dumneavoastră, dar când e să facem ceva, hai să încercăm să fim șef la noi pe scară, să vedem cât de greu e să mulțumești 10 oameni. Și după aia să vedem la nivelul unei comunități. E și o provocare pentru cei care depun proiecte.
Nu, nu, e public. Stați un pic, nu. Mi s-a adus la cunoștință că s-au dat amenzi la noile sensuri unice la mai puțin de o săptămână după modificarea acestora. Acele echipaje de poliție trebuiau să stea acolo și să-i avertizeze pe conducători că s-a schimbat. Eu nu am auzit de amenzi la noile sensuri unice. Bun, că se vorbește una. Vreau să văd amenda prima dată. Eu știu că, într-adevăr, a fost o perioadă de aducere la cunoștință a noilor sensuri unice, da. Dar de amenzi n-am auzit. Eu nu am cunoștință. Verific această informație, dar nu cred că există amenzi date. Știu doar că a fost o campanie de informare. Și pe final, cum bine punta colegul Gabriel, noi am fost cu toții, măcar o dată în străinătate, am văzut cum se lucrează în străinătate și se adoptă în toată Europa proiecte și se iau hotărâri pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Unde vreau să ajung? Se face în străinătate obligatoriu, prin hotărâri de consiliu local sau regional, noile construcții, cel puțin cele publice, cum ar fi la noi blocurile AML, obligatoriu cu parcare subterană pentru număr de parcări egale cu numărul apartamentelor, pentru descongestionarea traficului și eliberarea blocurilor, poate pentru mai mult spațiu verde sau locuri de joacă pentru copii sau etc. Se poate face și la noi așa ceva? Obligatoriu fiecare construcție nouă să aibă parcare subterană? Ia, vis-a-vis de blocurile ANL, am să vă rog să purtați o discuție cu cei de la Mederap, să vedeți ce părere au ei despre costuri și despre ceea ce se poate face. Sigur, de principiu am văzut și eu în străinătate, într-adevăr, noile centre rezidențiale sunt prevăzute cu parcări. Tocmai de aceea și la noi, prin planul urbanistic zonal, dar și prin reglementările în vigoare, există un procent de ocupare a terenului, da? Care trebuie să fie, pe de o parte, cred în cazul blocurilor, undeva în jur de 35%, dacă mă înșel, 30-35%, diferența trebuie să fie ocupată de fie de locuri de parcare, fie de spații verzi. Deci, dacă eu am un teren de 2000 de metri pătrați, nu pot să construiesc un bloc pe tot terenul. Deci e clar că trebuie să las un procent și pentru parcări și pentru spații verzi. Când ne raportăm la străinătate, când ne raportăm la orașe mari, la proiecte mari rezidențiale, sigur că de cele mai multe ori trebuie să ne raportăm la cele private, pentru că investițiile publice, eu nu cred că există, inclusiv în străinătate, investiții publice cu costuri semnificative. A amenaja parcări la subsolul blocurilor reprezintă costuri destul de importante. Când vorbim de un oraș, Cluj-Napoca, Iași, Oradea sau Brașov sau ce mai vreți dumneavoastră, care au într-adevăr o explozie, pe de o parte o explozie demografică care vine la pachet cu un necesar de locuințe și de proiecte imobiliare, sigur că putem prin reglementările locale să impunem anumite tipuri de proiecte. La Roman, păstrând proporțiile, în momentul de față vă spun că e foarte greu. Construcțiile noi de blocuri le numer pe degete. Fie că vorbim de cele private, fie că vorbim de cele private sau cele publice. De aceea, cred eu că prin reglementările pe care le avem ca acest procent de ocupare a terenului să fie cât mai mic, răspundem și solicitărilor de parcări și de spații verzi în zonă. Deci aici vreau să intervin un pic. Noua tendință în urbanism este să-i obligi să facă parcările subteran, dar îi obligi să facă spațiu verde având în vedere gradul de ocupare. Ei sunt obligați să facă spațiu verde la suprafață, nu mai sunt obligați să facă parcări. Da. Tocmai pentru a, iar legat de proiectele pe bani publici în Occident, am văzut că și în București, acum asta e surprinderea mea,
Trendul este, nu mai există parteri la suprafață, există doar parteri subteran. Dar nu, deci eu vă contrazic și vă mergeți și vedeți proiectele tip de la ANL, că niciuna nu are parcare subteran. Era vorba de bani publici. Da. Păi nu, era vorba de bani publici că, despre asta. Ați vorbit de camerele video și spuneați dumneavoastră de un proiect de dotare a polițiștilor locali cu camere. S-a asigurat finanțarea, ziceați că luați. Tocmai s-a aprobat bugetul și urmează să facem achiziția acestor camere, astfel încât polițiștii locali care au contact direct cu publicul să aibă aceste camere asupra lor. Deci anul ăsta vor fi cu siguranță, da. Și pe traseu. Da. Am înțeles. Ați vorbit de parcările din jurul primăriei. Lămuriți-ne puțin despre ocuparea acestora. Mașinile tot vor intra și își vor scoate bonulețe. Există un indicator în care să spună atâtea locuri de parcare sunt, mai sunt atâtea neocupate ca să poată intra sau să bulucesc toți, să învârt? Noi am propus acest lucru doar în cazul parcării din piața Roman Vodă, unde vom avea un indicator cu numărul de locuri libere și numărul de locuri ocupate. La celelalte, din punctul nostru de vedere, nejustificându-se efectuarea acestei cheltuieli. Am luat în calcul acest lucru pentru că, cel puțin în ceea ce privește judecătoria, există acolo și o zonă de riverani care unii dintre ei au garaje, alții au locuri de parcare în zona limitrofă a blocurilor. Există și acele mașini ale instituțiilor publice, mașinile de la administrația penitenciarilor și așa mai departe, care de asemenea ocupă alte locuri. Există și mașinile primăriei care merg în spate la garaje și atunci nu ar fi fost relevant un astfel de indicator. Dar în ceea ce privește parcarea de la Roman Vodă, e necesară și este și bugetată. Și în pietonal vor fi delimitate locurile unde se poate parca sau vom crea și odată cu implementarea acestui sistem de bariere în pietonal, vom gândi și acele locuri special amenajate unde se va putea parca, dar bineînțeles în egală măsură trebuie să creăm și acel acces la magazine. Ori acest lucru se va întâmpla numai după momentul în care vom finaliza de reabilitat în totalitate întreg pietonalul, pentru că în această perioadă se lucrează și noi ne-am propus ca pentru acest an pietonalul să fie finalizat în totalitate și atunci putem să gândim pentru finalul anului și marcarea acestor locuri speciale de parcare în pietonal. Interesul nostru este de a limita pe cât posibil accesul auto în pietonal și accesul auto să fie pe cale de excepție doar în scopul aprovizionării de la magazinele din pietonal. Să descurajați. E până la urmă un pietonal, trebuie să-i respectăm acest statut, bineînțeles cu accesul permisiv pentru cei care fac aprovizionare. Adică vedeți și dumneavoastră din momentul în care am eliminat bariera din pietonal, cât de tare s-a umplut pietonalul. Ceea ce nu e ok și am mai văzut și tot acel granit care era crăpat, să știți că granitul nu e crăpat de la faptul că merg oamenii cu piciorul. Și intră mașini de tonaj foarte mare și din această cauză și granitul acela cedează. Și alea mașini de tonaj mare vor mai avea acces? Nu vor avea acces în pietonal decât într-un anumit interval orar și în anumite zone. Va trebui și noi să ne adaptăm. Știți foarte bine că sunt zone, că tot vorbim de Occident și ne raportăm numai când ne place la Occident, când nu ne place, nu ne raportăm. Sunt zone, cel puțin istorice, unde descărcarea, aprovizionarea se face cu căruți, cu transparent. Adică, într-un fel sau altul, și noi mai devreme sau mai târziu, va trebui să implementăm acest sistem. Care mai sunt perspectivele în privința punctelor critice ale municipiului? Mă gândesc la podul de la Favori, spuneați că faceți niște demersuri pentru a-i stimula, ocolitoarea est și trecerea la nivel. Da. În momentul de față, așa cum v-am spus și săptămâna trecută la conferință, noi am trimis deja și o comunicare scrisă către CNAIR
pentru a lua în calcul reabilitarea podului peste Moldova, trebuie să știe toți rămașcanii că acel pod nu este nici în administrarea municipiului Roman și nici în proprietatea municipiului Roman, este în proprietatea statului român, dat în administrare către Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. Am făcut și acest demers scris către ei pentru a fi luat în calcul la covor asfaltic. În ceea ce privește ocolitoarea este, în momentul de față vom interveni cu echipele proprii pentru limitarea acelor pagube în carosabil, acelor denivelări, însă nu vom mai interveni cu covor asfaltic, vom căuta o soluție prin care să acoperim acele găuri, dar cu material rezultat în urma decapărilor cu asfalt, iar trecerea la nivel calea ferată dinspre Iași se află în proiectare. Noi apreciem că pe parcursul acestui an ar trebui ca proiectul de reducere a celor trei linii la una singură să devină realitate și să fie implementat. Eu sper că undeva spre jumătatea, sfârșitul lunii mai, acest proiect tehnic să fie finalizat, asumat de cei trei proprietari și ulterior să se treacă la etapa de licitație și de execuție a celor lucrări. Dar cine a investit în proiect? În momentul de față, discuțiile cu proiectantul le are și contactul direct cu proiectantul le are Oscar Downstream. Există acceptul celorlalți doi utilizatori, Holcim și Marsat, de împărțire a acestor cheltuieli legate de proiectare, urmând ca ulterior să se realizeze și celelalte lucrări, tot în cotă parte. Și CFR-ul? Pune bani și CFR-ul sau CFR-ul doar beneficiază? Teoretic și CFR-ul ar trebui să pună. Teoretic. CFR-ul până la obiectivul, da. Nu vă dau voie. Știți ce se întâmplă? Până la indiferent ce pune unul, ce pune altul, obiectivul comun al tuturor este remedierea acestei probleme și ne vom da cu toții concurs pentru a-l remedia. Săptămâna asta e vacanță, proiectul din fața întâlnirea pe ziene de care ne vorbească de copii când da. Săptămâna asta. Da. Profit de ocazie să vă urez dumneavoastră și tuturor romașcanilor sărbători cu bine, sărbători liniștite, un Paște fericit tuturor, multă sănătate, cei dragi să-i aveți mereu alături și după această perioadă a sărbătorilor să reluăm lucrurile pe care le-am început împreună pentru municipiul Roman, cu același obiectiv asumat de către toți, dezvoltarea municipiului Roman și creșterea calității vieții la nivelul municipiului Roman. Vă mulțumesc, multă sănătate, sărbători cu bine!